Salutare, bine și bine ați venit la noi episod pe One Tap România Roleplay. Suntem aici și după cum ați văzut, am adus cele două tiruri. Bine, din două tiruri am rămas una cu piesele. Suntem aici cu băieții și hai să vedem ce au de zis, nu? Salutare, salutare, ce faceți? Da. Salut, domnul. O pastilă cu apă. Pastele cu pula. Ne auzim? Domnul, mă auziți? Da, da. Da, da. Păi nu, cercul ce zice? Că am să facem un cerc. N-ai că înțeles, avem cu armă în mână. Lasă armă în mânii bunului. Păi băi, unde să aia doi care au zis că ne plătesc? Cine e, mă? Aia, mă, pe care a zis că mi-a adus ce-s banii. Pe marfă. Uite-mă aici. Uite-mă păi, aici. Păi, adu banii. Gata, adu, bă, banii, că te iau la o bătaie. Bă, ce dracule sau de poliția asta, mă? Sunt colegii de-a mei, domnule. Hai că colegi de-a tăi dacă e. Ce faci aici, mă? Păi te rămână. Bună ziua, domnule poliție. Nici o mișcare bruscă. Nici o mișcare bruscă. Ce mișcare bruscă? Ce s-a întâmplat aici? Pe burtă. Ce burtă, domnule, am făcut? Am făcut burtă de bere, domnule. Domnul îmi dorește să știi cine este domnul tătarul ales în această grupare de oameni. Gata, domne, sunt. Eu sunt. Eu sunt. Hai mă jos. Ce să stau tu? Mă pe burtă, mă! Gata, domnul tătarul ales este domnul cu alb. Da, eu sunt. Domnule, pe numele dumneavoastră este emis un mandat de arestare. Da, sub ce nume? Adică de ce? Pentru multiple criminalități complicate cu clanuri interlope, omoruri și alte infracțiuni. Vă rugăm ridicați-o ușor de pe bordă, cu mâinile sus în permanent, să rugați una dintre aceste mașini, veți fi escortat până la Gelava. Am blip, pula. Aici, veniți aici. Care mașină? În asta, noastră. Aia nu una. În asta de aici, domnule. Dar domnii cu care erați aici, ce treabă au cu dumneavoastră, domnul? Nimic, n-au nimic. Du-mă, că numai cu mine ai treabă. Colegu, ai grijă. Ai grijă că s-ar putea să fie periculos, domnul. Bine. Cu ce motiv ați venit voi, mă? Sau de ce? Ce am făcut? Ce? Nu recunosc nimic, dracu. Așa. Nu ne duceți-vă la colegul meu. Haideți la colegul tău. Pleacă, scârbă. Mă dai în gât. Are două locuri. Da, mă, dar unde e polițistul celălalt? Poftim? Zic, unde e polițistul celălalt? Într-o scodă cu patru și două locuri. Polițistul celălalt. Aoleu, mă, dar... Băi, m-au arestat ăștia, mă. Băi, dar ești curios eu ce vor oamenii să facă cu mine. Păi, pur și simplu, nu știu ce-am făcut, sincer. A, bine, știu, am murit, am mai... Nu, se mai întâmplă, dar nu cred că e așa de grav, nu? Domnul, conduceți mai prudent. Da. Păi și acum unde mă duceți? Domnul? Nu mai aveți de atunci și spuneți nimic. Tot ce vin tot împotriva dumneavoastră. E clar, înseamnă că nu pot să zic nici nimic. Băi, ce costă, mă? Adică... Nu, unde mă duce? Dar nu mă încătușa, nu-mi făcut nimic cu mine, e clar. E... perfect. Încă. Dar oare nu pot să ridic mașina? E, în fine.
Mă, place dreptul pe ăla, dacă l-ai furat ce-a furat. Ah, pentru ce am fost eu acuzat. Mamă, băi, abia nu m-am trezit, n-am niciun chef. Deci nu am niciun chef, guys. Asta e, vă aștept pe serverul Wanta, pe România, roleplay. Suntem aici, putem face roleplay împreună. Mai distractiv în alta. Și... am ales șeful tău. Păi a fost membru cu mine, mă, mafie, mă. Pe ce am ajuns, șef la poliție, mă. Pofi, mi-ar scrie de el, mă. Frumos, las că ajungem noi și vorbim. Ajungem noi și vorbim cu metre. Nu prea e ok ce ai făcut. Eu sper că nu se duce pe aici, pe... sper că nu o să barcă, am înțeles. Nu se duce. E perfect. Hai bro, hai. Nu, mai încep. Băi, e greu. Bă, îmi pare... am numit că am cunoscut-o chestia aia de nu prea... Aș cam veni pe aici, adică, na. Uite, colegul. Ce se întâmplă? Am luat pe greș. Uite, ăștia vor să facă... Ce scrie? Să spate să... Mamă. Păi, aici e parcă cunoscut locul unde vrei să mă duci. Nu am dreptul la un avocat. Nu. E clar, mi-a tăcut gât din gură. Mă încep. Ioi. Hai, parchez. Băi, nebunul, mai ce? Hai, cu fața la mașină. Pe mine, domnul, vă rog. Aia n-am nimic, domnul. Pe mine. Mai pune ele, că dacă vă plănu. Stai. Hai că le pune, pentru că e că tale stricat. Ia. Au. Mai încet. Hai. Unde-i șeful tău? Aici. Uite, ăsta-i șeful meu. Hai să... eu sunt șeful, domnul. Păi și acum ce faceți cu mine? O să te punem la Jilava și o să percheziționăm... nu m-am ardut de... O să te percheziționăm corporal, o să vedem... O să analizăm cazul din... din interior. Dacă putem spune așa. Din interior, da. Nu mă întrebe de costanță, mă, că... Dar văd că te puțin cam extraterestru, dar am zis să nu, că poate sunteți mai... Păi nu, dar pe urma să zbor pe Marte, zic și eu. La ce infracțiune ați făcut, domnule, cred că sunteți puțin nebun, cred că, nu? Am văzut mă cunoști acolo, bine. Mă cunoști bine. Ai uitat? Legeară să mă puțin cu domnul. Da. Păi și pe unde mergem? Hai puțin, până mai în față. Colegul, lasă-mă puțin să văd eu cu domnul ceva. Bine. Dacă ne cunoaștem. Ia zi, domnule, de unde ne cunoaștem noi? Păi mă, tu ai ajuns să mă bagi pe mine la pușcărie, mă? Hai, dar când te ștergeam la curmă... Nu te mai auzi, domnule. Păi te-ai uitat, mă, când te ștergeam la curmă? Domnule, nu te mai auzi. Noi nu mă auzi? Domnul. Domnul. Da, domnul, da. Mă auzi? Acum, da. No, bun. Ai uitat, mă, că te ștergeam la cor? Da, și tot necru am rămas. Poftim? Tot necru am rămas. Păi nu, mă, dar ai uitat. Cu cine ai făcut prima combinație sau ce? N-ai uitat. Tu ești ăsta, mă?
Păi... ce vrem? Păi și cum ai ajuns, mă, de la șmecher la mom din ăsta pe care le-ai polit? Pentru că m-am ascuns. Lumea mă caută, știi, mă? Te-ai ascuns, dar profesionalismul ăla. Păi da, adică... a rămas pentru că... păi e în dosarul meu, n-am ce face. Ești conștient că eu acum vreau și doream să plec pe Marte, nu cu racheta aia. Dar ți-ai schimbat buletinul, ce ai făcut? Da, mi-a schimbat buletinul. Tătarul Alex n-a mai... Eram șeful tău un rus, a uitat? Hai, să nu exagerăm cu șeful. Nu? Prietenul mai... Dar cine v-a dat pe mâncarea pe și bătaia asta? Ia uite că mă cheamă cineva pe... Ce? Și ce? Acum tu vrei să mă dai, să mă bat la pârnaia? Da, așa vreau, dar acum nu o să te mai bă, că n-am auzit. Păi și cum facem cu ăștia? Ăstea nu sunt niște începători. Păi am înțeles, și cum fac să scap? Vino cu mine, aici am bochet. Șteaptă un pic. Băi, veți, eu aici v-am lăsat. Ne întâlnim data viitoare la un nou episod. Suntem în pușcărie, guys. Ne-a băgat fostul nostru membru. M-am încercat să... Vă aștept pe serverul Antap România. V-am pupat, pa! Zi frumos să aveți.